Up the hills, mai scuroi! Doamnelor și domnilor, ziua numărul 3 de After Hills, ziua numărul 2 pentru mine. Aici Patricia cu mine, a luat frumos de la hotel, alea. Mergem să-l vedem pe Makanake și pe urmă mai povestim că a început astea, știi cum e. Fiecare zi... Da, în fiecare zi trebuie să treci pentru că azi ești, mâine nu mai ești. Azi. Makanake. Check it out. How. În fiecare zi, în fiecare dimineață, mă trezesc abia după ce mă spăl pe față. În fiecare zi, trei chestii vreau la viață: o țigară, o cafea și o zeiță foarte creață. În fiecare zi, trebuie să mă ridic din pat. În fiecare zi, de parcă sunt blestemat. În fiecare zi, văd aceeași comedie, cum se bate tot ăsta proști pe o bucată de cârtie. În fiecare zi, trebuiește să muncești ca să ai unde să dormi, ce să halești. În fiecare zi, trebuiește să gândești înainte să deschizi gura să vorbești. În fiecare zi trebuiește să trăiești, pentru că azi ești, mâine nu mai ești. În fiecare zi trebuiește să faci bani, dar să nu uiți niciodată și de vechi de golani. Gata, a fost Makanake, uite și pe putred ăsta în spatele meu. Da. Stai că băiatul ăsta e ocupat, mulțumesc de cadre, băi. Da, n-ai pe da, iar ai venit peste noi. Iar ai venit peste noi a 10-a oară. Nu vă mai suport, mă, dar... M-au pus ăștia în program, nu am avut de ales. I-au plătit. Iată, alt putred. Mă, nu știam de unde putred pe aici. Pe la voi era, nu? Adică, mă, ce facem aici? E după drum. Ia uite, mă, da. Hai, mă, la Subcarpați, mă, lăsați vrăjeala, bă. Hai, mă, la trupe adevărate, mă, nu la... Și când se lasă seara peste cartier, vine dimineața și totu-i la fel. Și când se lasă seara peste cartier, mă gândesc la mâine, vreau să voi de el. Da, și eram în backstage, l-am sunat pe omul meu Silent Strike, dar nu mi-a răspuns, că stătea pe Facebook. Și vorbim, am întâlnit și cu Deliric, aici cu porcul după el. Da. Băi, te sună omul meu Silent Strike. Și nu s-a putut face nimic, ce zicem? Te sună omul tău Silent Strike. Și că da, uite-l mă aici. Că e ziua asta, deci am fost la CTC, mă rog, Deliric, Silent Strike și Muse Quartet, dar a venit și Doc și la Dobrescu, a fost o nebunie acolo. Acum mă duc la Hertz, care în același timp cu Argatu, și pe urmă mergem la DJ Shiver, ca să fie treaba.
Dr. Hills, mai ești cu noi? Video sau foto? Este video aici. Este video. Mulțumim lui Panduțu pentru că a venit să ne susțină. Domnilor și domnilor, am fost aproape MC la After Hills cu Shiver. Ai fost? Am fost acolo, 20 de minute. Mână sus, After Hills! Mână, yeah, hai, yeah! Bă, dar nu mai lăsa mă la aia cu... Yeah, mă, me, lose my mind! After Hills, After Hills! N-am știut, dacă știam... N-am știut ce a fost, dar a fost așa. Dar mulțumesc DJ Shiver pentru... oportunitatea de a fi MC. Oficial, Panduțu este invitat la Double Rise Festival, unde dacă lipsește e păcat că e la munte, e frumos. Asta e, deci ne vedem și acolo. La Double Rise. Andrei, ai ceva de declarat? N-am, nu mai gata. Da. N-ai cum, n-ai voie. Da. N-ai voie. Mergem să mai vedem ce mai e din festivalul ăsta. A sosit momentul să și mâncăm astăzi și ne-am oprit aici la Frankie să mâncăm niște burgerași. Burgerași, cum ar zice prietenul Mariciu. Eu vreau un Big Angus. Așa? Ce vrei? Grileto. Grileto și tu? Doi Big Angus și un Grileto. Burgerul a fost excelent. Acum cel mai probabil o să mergem să tragem niște cadre și sper eu că o să vă placă la maxim. Nu, că l-am luat pe Dorian Popa, ești nebun aici cu noi. Hâț! No, nu e Dorian Popa, e Andrei Mija. Oficial! Se încheie și ziua 3 de After Hills. Yeah! Ultima pentru mine. Yeah! Hâț, Dorian Popa, hâț! Ultima pentru el, dar mai este încă una. Mai e încă una. Și când o să fie gata After Movie-ul lui Andrei, peste vreo 2-3 luni. Cam așa. Stai mai repede în funcție de cum are timp, că e mult de editare, mă, la o nebunie de asta, dar până atunci vă las la final să vedeți After Movie de anul trecut. Cum da, corect, în caz că nu l-ați văzut încă. Da, a fost mișto și la Paulică, am făcut și turul scenelor pe aici. Mie unul mi-a plăcut la After Hills, a fost frumos, mai venim și la anul. Mai venim. Voi veniți oricum că sunteți din Iași. Eu nu. Mă rog, pe aici, pe aproape totul. Oricum ăsta e festivalul sufletului meu, adică... Da, haideți să vedeți de unde avem lumină aici. Asta e lumina. Asta este lumina. Asta e lumina noastră, da. Gata, acesta a fost After Hill-ul de anul ăsta. Încheiem, da? Toată lumea. 1, 2, 3 și... Ce faci, mă? Tranziție, mă. Acestea, hai. 1, 2, 3 și... Acestea zin pise. Ne vedem la festivalul următor.